Steaua București joacă în această seară returul cu formația bulgară Ludogorets Razgrad în cadrul manșei secunde a play-off-ului Ligii Campionilor. În meciul tur disputat la București, roșalbaștrii s-au impus cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Alex Kipciu în minutul 88. Partida din această seară de la Sofia va fi condusă de spaniolul Alberto Undiano Malanco, ajutat la cele două linii de compatrioții săi, Roberto Diaz Perez del Palomar și Juan Carlos Juste Jimenez. Meciul Steaua București Ludogorets Razgrad începe la ora 21:45.